Bună, dragii mei! Vă voi face o nouă etalare cu oracolul Sibilei pentru a afla ce știi, ce nu știi, ce ar trebui să știi. A fi așadar această etalare care te dezvăluie mai multe lucruri din viața de zi cu zi a acestei săptămâni care urmează. Și așadar vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, piatra verde, piatra albă, piatra roșie, gândindu-vă la săptămâna care urmează și la ce vă doriți voi de la aceasta și să vedem ce ne vor dezvălui cărțile de oracol, care sunt reușitele voastre în această săptămână. Dacă aveți o dorință, gândiți-vă la aceasta și să vedem ce se va întâmpla, ce va fi. Și am să încep cu prima variantă, cu varianta cu piatra verde. Să vedem așadar ce ne vor dezvălui cărțile pentru săptămâna care urmează, săptămâna 10 ianuarie 2021. Ce știi, ce nu știi, ce ar trebui să știi, ce vei avea în casă, în afara casei, cine te iubește și care sunt surprizele. Se grăbesc niște prietenii, poate. Sunteți poate și puțin neliniștite ca femei în așteptarea cuiva sau veți avea de-a face cu o persoană mai neliniștită. E o persoană care vă așteaptă, se gândește la voi, poate. Atenție și o veste proastă, posibil să faci o veste proastă, o veste care să vă întristeze. Da, posibil. Aici sunteți poate într-o tristețe, legată poate și de o dragoste, legată poate și de un serviciu de niște bani. Atenție la o ceartă, sunteți neliniștiți din cauza unor certuri, unor discuții, a unor probleme, poate și cu oameni de lege sau persoane mai agresive, din cauza unei agresivități a cuiva. Aveți o neliniște, aveți o teamă, vă e teamă de sănătate, vă e teamă de vreo problemă care să vă aducă neliniște. Ce știți? Știți de niște vești, știți poate și de vreun botez, de vreo nașterea unui copil aici, da, știți de o prietenă, de niște discuții amicale, de un cadou, vreun dar, de niște noutăți care au venit la voi, poate și de noi cunoștințe, în oameni cu funcție, poate știți și de niște adversari, că aveți niște persoane care vă sunt adversare pentru, mă rog, poate fie pentru funcția voastră, fie pentru noutățile care le aveți voi legate de opinii, da, poate sunt aici niște, știți acest lucru, că sunt totuși niște adversități sau pentru credințele voastre puteți avea niște adversități, știți și de, am zis, de un copil sau de noutățile care au venit legate de nașterea unui copil, de botezul unui copil, de cadouri, de daruri, de vești, prietenii, acestea lucrurile știți. Sau știți că sunteți o persoană sinceră, prietenoasă, o persoană cu suflet, o persoană care aveți multe calități, multe daruri, dar poate sunteți puțin și naive, naivi, să zic așa, și aveți din această cauză că sunteți prea sinceri, prea pur, să zic așa, sufletește, prea generoși, prea talentați, aveți și niște dușmănii, niște obstacole, niște neplăceri. Știți, nu știți, nu știți că cineva vă iubește. Poate că cineva de care v-ați despărțit, cu toate că voi poate sunteți singuri. Nu știți, poate că vă veți revedea cu cineva. Atenție, posibil să aflați și de o pierdere de cineva care a rămas singur sau pentru unii poate nu știți că vă veți revedea cu cineva, vă veți împăca cu cineva și puteți rămâne și însărcinată sau vă veți pierde niște prieteni. Puteți trece și pentru o împăcare, pentru un succes amoros sau vă veți îndrăgosti, dar atenție să nu vă îndrăgostiți orice persoană care a trecut prin oameni cu probleme de lege, orică sau aveți poate o reușită, o revedere cu o persoană care a trecut printr-o izolare, a trecut printr-o paguba, a trecut pentru o greutate, acest lucru nu știți și poate apărea în curând, pare că apare un succes în dragoste totuși, știți, nu știți ce ar trebui să știți, ar trebui să știți că trebuie să fiți prudenți la persoanele geloase și invidioase care vă pot crea pagube de dar, dar voi aveți noroc să descoperiți, deci dacă sunteți atenți,
prudenți, veți descoperi cine, persoană foarte geloasă și invidioasă care încearcă să vă facă o pagubă de dar. Aflați cine. Aflați de o hoție, de o înșelătorie, de niște minciuni. Da? Veți avea noroc. Deci cu toate că aveți în jurul vostru niște persoane viclene, niște persoane care fac lucruri ascunse, ilegale, imorale, geloase, veți reuși să depășiți atât cu bine această problemă pentru că aveți noroc. În casă veți avea și în casă veți avea niște beneficii, niște reușite, poate ca femeie singură unele dintre voi, dar atenție că unele dintre voi poate trece și pentru o pagubă, pierderea cuiva sau atenția discuții de gelozie. Voi trebuie să vă zbateți ca să vă faceți o situație, ca să aveți o casă, ca să o duceți până la capăt, cu toate că aveți niște beneficii, dar aveți și niște gelozii, niște bârfe, niște persoane care vă invidiază, vă gelozesc sau încearcă să vă strice imaginea, da? Să încerce să vă facă tristețe, să vă facă să nu aveți bucurii prea multe, cu toate că voi puteți avea niște avantaje materiale, fie prin partea partenerului, fie prin munca voastră. În afara casei vă vin vești bune, deci în afara casei sunteți iubite, apreciate, pot apărea noutăți legate de un serviciu. Să lucrați într-o casă, poate, sau să începeți o afacere pe cont propriu, veți primi dovezi de dragoste, vă vin vești, deci veți avea niște noutăți. Cine vă iubește pe voi, veți primi vești, deci am spus că vă caută cineva, că mi-apare și aici la ce nu știți. Deci veți primi vești, poate, de la persoana care vă iubește, cineva vă va declara dragostea, pentru unii pot să apară noi cunoștințe, o nouă relație cu cineva cu funcție, cu cineva care are o funcție sau are studii superioare, o persoană care vă poate sprijini, apar noutăți, vești neașteptate sau revederi neașteptate, o invitație undeva, da? Că am zis că și în afara casei, voi păreți iubită, păreți într-o situație de bucurie, de vești plăcute, de noutăți pozitive pentru voi și să vedeți și surprizele voastre. Surprizele voastre, atenție la o dușmancă, e o femeie care încearcă să vă strice imaginea, vă urmărește, poate chiar pe lângă casă poate să fie, dar nu neapărat, pentru că poate să aibă legătură și cu banii, deci poate fie și pe lângă servici. Aici îmi pare cu toate că voi parcă păreți protejați totuși, sau sunteți invidiați, geloziți de o femeie, pentru că sunteți o persoană care aveți o protecție, aveți pe cineva care vă face darul sau crede că primiți darul, cadouri de la o persoană cu funcție, de la aceste, aici puteți primi niște sfaturi sau va trebui să încercați să cereți sfatul cuiva pentru a vă proteja de această dușmănie, de bârfele acestea, de persoanele acestea care încearcă să... E surpriză pentru voi, puteți primi niște daruri, niște sfaturi, pot apărea și niște întârzieri pentru niște lucruri din cauza unor persoane care vă invidiază, aveți o dușmancă. Care încearcă să vă strice imaginea, poate în fața oamenilor cu funcție sau unor persoane din înalta societate, unor persoane generoase, sau chiar a partenerului până la urmă. Încearcă poate să creeze o imagine, că am zis că aveți și aici la ce ar trebui să știți, că există cineva care e gelos pe voi, poate bărbat sau din cauza unui bărbat, da, aici puteți să fiți prudenți, că puteți avea niște neplăceri. Am să vă spun și numerele norocoase pentru această săptămână, dacă doriți să jucați la loterie, din 74, 40, 47, 1, 53, 21, 88, 60, 70, 14, 4, 37, 80, 16, 9, 59, 5, 80, 65, 41, 55, 24, 66, 42, 49, 30, 86, 35, 51, 3, 20, 78, 16, 59, 58, 2, 71, 19, 77, 8, 67 și 10. Acestea sunt numere care ar putea fi norocoase așadar în această săptămână pentru voi care v-ați ales prima variantă, piatra verde. Aici voi aveți foarte multe semne de apă, de pământ și de foc. Dar cele mai multe sunt de apă și de pământ. Da? Aveți și aer, dar puține. Cele mai multe sunt pământ și foc, da? Și apă.
Acestea sunt semnele care predomină la voi în această săptămână. Dar, deci, o săptămână frumoasă, dar la care trebuie să fiți cu mai prudenți, poate legat de gelozii și invidii. Că aici se pare că voi aveți niște persoane care nu prea vă agrează succesul, dragostea, reușitele voastre. Haideți să vedem la a doua variantă, varianta cu piatra albă. Să vedem la voi ce se întâmplă, ce se grăbește, ce a sugit. Se grăbește o femeie căsătorită, perfidă și geloasă. O dificultate poate din cauza că sunteți femeie sau poate că trebuie să vă zbateți voi ca să obțineți ceea ce aveți nevoie, să duceți la capăt o situație, un proiect, pentru că se pare că aveți niște gelozii, niște persoane geloase, invidioase, perfide prin preajma. Da? Acum, fie că sunt femei, fie că sunt bărbați, pot apărea astfel de situații. Tocmai pentru că voi sunteți femeie, da, se grăbește un dușman. Tocmai pentru că sunteți voi femeie, da, vi se creează niște neplăcere, așa, dar atenție, uite, da, se grăbește niște obstacole, niște adversități, așa, forță fizică, deci persoane care sunt mai agresive, pot apărea niște neînțelegeri, niște, cum să spun, dușmănii, agresivități, așa, invidii, gelozii, obstacole. Poate știi în cauza unor secrete sau atenție la secrete, la intrigi, la genul acesta de lucruri care nu le cunoașteți. Da, că iau ce falsitate, aici o schimbare, cartea morții care aduce o schimbare, un dezechilibru, poate legat de sănătate, atenție la cercul, la invidii. Deci trebuie să fiți mai prudenți, că pot apărea așadar niște... Reglez puțin mai bine asta, că nu mai stă bine... Imaginea nu se vede prea bine. Așadar, trebuie să fiți mai prudenți, că în această săptămână pot apărea niște neplăceri, niște dezechilibre. Trebuie să faceți niște clarificări voi cu cineva, pentru ceva ce știți. Știți de un mare noroc pe care l-ați avut, un succes. Deci știți că ați trecut printr-un succes, că ați avut niște câștiguri, niște sfaturi foarte bune care au venit, au fost oferite, v-au venit pe neașteptate de undeva sau... o inspirație care v-a adus un mare succes, v-a adus niște câștiguri, v-a adus un serviciu, v-a adus ceva, cadouri, dar v-a consolat cu ceva acea situație norocoasă prin care că ați avut noroc să depășiți niște obstacole, ați avut noroc să primiți un sfat potrivit la momentul potrivit, să întâlniți persoana potrivită la momentul potrivit, ați primit niște... Norocul vostru a fost că s-a fost o persoană foarte respectată, iubită, poate, deci apare așa o situație prin care ați trecut și știți. Nu știți. Nu știți că veți avea un mare succes, poate un eveniment în familie, poate veți avea o căsătorie, ceva de sărbătorit, niște beneficii în familie, de casă, de căsătorie, de daruri, întâlniri, reuniune, poate, sau un eveniment, poate participați la un eveniment legat de... în care veți avea niște avantaje, poate un contract, poate în bani, câștiguri, reputație bună, succes. Da, deci pare aici că nu știți că veți trece pentru o reușită. Într-un grup de prieteni sau într-o familie, da, deci pare că treceți într-o societate, deci o reușită, un succes vă așteaptă. Ce ar trebui să știți? Da, exact, că puteți intra într-un nou colectiv, că se poate mări colectivul, că veți avea un succes, vă veți elibera de niște neliniști, de niște griji, de niște preocupări pentru care voi așteptați această reușită. Poate așteptați să începeți o școală, să luați un examen, să plecați undeva sau așteptați pe cineva care trebuie să vină, poate și acest lucru, așteptați o nouă relație, așteptați ceva ca să se întâmple în bine, o schimbare în bine și apare că vine. Da, deci vă vine datorită și a poate a faptului că sunteți o persoană care aveți niște calități deosebite și în casă o mare reușită, o reușită de o casă, că să cumpărați, să vă aveți mai multă intimitate, să aveți mai multă stabilitate, să începeți o afacere, să faceți o călătorie chiar sau să vină cineva, să vă invite cineva undeva. Deci apare un succes, am zis și aici, nu? Nu știți de această reușită și în casă apare, deci în această săptămână vă așteaptă ceva deosebit, o schimbare foarte bună, mai multă comunicare poate cu familia, cu prietenii, revederea cu cineva, niște noutăți pozitive legate de câștiguri poate și în afara casei pare că puteți avea niște întâlniri, niște propuneri, dar aici trebuie să poate veți fi și la dificultatea alegerii
pot apărea și niște rivalități, niște obstacole legate poate și de instituții sau legate și de persoane care sunt puțin așa mai, nu sunt tocmai corecte, așa că dar fiți prudenți aici, la sfaturile care le primiți, puteți primi niște daruri, niște cadouri aici sau trebuie să fiți mai prietenoși, mai prietenoase, poate cu o anumită persoană. Cine vă iubește aici, pare să fie cineva, poate o nouă relație, e cineva care, cu care aveți o nouă relație sau poate să fie vorba despre o persoană care e sinceră, dar mai naivă. Voi sunteți poate mai prudenți, nu prea aveți prea multă încredere sau vă iubește chiar persoana iubită cu care puteți face și copil sau are deja un copil. Apar noutăți în orice caz. Pare că vă mai iubește și cineva care are bani, dar pare nu pare care e tocmai sincer acest lucru sau atenție cu o anumită persoană că încearcă să vă mintă cu ceva legat poate de persoana iubită. Deci nu fiți naivi, nu fiți foarte naivi. Nu vă încredeți în toate vorbele oricui, da? Dacă nu cunoașteți foarte bine persoana respectivă. Surpriza voastră, deci apare un, am zis, apare o noutate, o dragoste, apare ceva, un succes de la drum, poate vine sau faceți drumuri. Vă îndrăgostiți, vă căsătoriți, nu știu, apar niște schimbări favorabile, foarte reușite, mai ales legate și de drumuri, de servici, de casă, vă schimbați statutul, poate, nu știu, vă căsătoriți, vă împăcați, obțineți o funcție, deci veți avea un succes pe surpriză, apar surprize nu mai plăcute, drumuri chiar, vești de la drumuri, deci vă caută poate și chiar cineva de la drum. Da, deci aici apar pe neașteptate pentru unii dintre voi, o dragoste poate chiar și la prima vedere, poate apărea pentru unii, nașterea unui copil, deci foarte multe lucruri frumoase care pot apărea pentru voi în această săptămână, eu vă văd într-o mare, mare reușită, doar ce trebuie să fiți voi puțin mai prudenți, să nu dați crezare așa oricui, că mai, parcă aici mai apare o oarecare prudență, sau sunteți voi așa într-o, parcă nici voi nu vă vine să credeți ce mare succes puteți avea în această săptămână, da, deci cu toate că voi aveți o stare de neliniște, de așteptare, de niște griji, există și aici instituțiile statului care parcă sunt un pic ostile într-un fel sau altul și de aici poate apărea niște rivalități sau apar niște neseriozități, dar le veți depăși, pare că primiți sfaturi bune sau sprijin potrivit. Aveți persoane care vă susțin. Și numerele voastre norocoase, când nu le-am spus, sunt 73, 39, 59, 5, 66, 42, 66, 32, 57, 11, 49, 30, 63, 38, 52, 6, 81, 20, 83, 42, 74, 40, 53, 21, 77, 8, 62, 22, 16, 59, 79, 12, 7, 43, 4, 7, 1, 82, 28, 54, 23, 64. Așadar aveți aceste numere care ar putea fi norocoase pentru voi în săptămâna care urmează. Și haideți să vedem și la a treia variantă. Să vedem la voi ce se va întâmpla în această săptămână, ce reușite puteți avea. Deci se pare că această săptămână este într-adevăr o săptămână cu destule vești bune. Dacă sunteți, se grăbește și o dușmancă, s-a din cărți, o bârfă, o persoană intrigantă, o persoană superficială poate sau dușmănoasă, ea așa are niște, o agresivitate, o invidie ceva, o petrecere poate, atenție cum gândiți, că dacă gândiți pozitiv, îți atrage lucruri pozitive. E legea atracției, care ce gândiți puteți manifesta. Așadar încercați să nu aveți frici, temeri, griji, invidii, gelozie, etc., ca să nu le manifestați, da? Să nu se realizeze și în realitate. Apare aici niște vești din partea unei prietene, poate, unei femei mai în vârstă sau o prietenă, în orice caz, niște sfaturi, cadouri. Voi aveți și o neliniște, poate, legat de oameni cu funcție, de o hoție, de o trădare, de o înșelătorie în oameni cu funcție sau în instituții. Niște ostilități, aveți o agitație, o neliniște, veți sunteți preocupați, poate, și de niște acte, de niște hoții, de niște schimbări așa care vin prin niște înșelătorii, știți de niște vești pe care le-ați primit poate și de o dușmănie, poate și de niște oameni cu funcție, de o școală, de o idee, cineva care
Știți, poate și ați aflat și de cineva care e preocupat să vă creeze o schimbare, o greutate, sau ați aflat de niște dușmănii aici, da, știți că ați primit niște scrisori, niște acte, niște vești, poate și legate de o școală, de un serviciu, dar și de niște dușmănii. Le știți astea, că aveți pe lângă casă sau chiar că în casă e cineva care e dușmănos și parcă v-a dat și niște vești. Știți, nu știți. Nu știți că veți avea o petrecere, veți avea niște bani, veți avea niște câștiguri, veți avea niște beneficii, poate de la partener, ori o propunere în căsătorie, ori deci aveți o căsătorie, poate un eveniment, ori că vă vin daruri, cadouri, recompense, onoruri, poate înaintați într-o funcție și cu ajutorul partenerului sau partenerul chiar poate că ajunge să într-o funcție, va aduce mai mulți bani. Apar niște situații foarte pozitive. E legea atracției. De aceea am spus, gândiți pozitiv că vă vin niște recompense neașteptate, niște bani mai mulți, creșteri de salariu, etc. Nu știți ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți că veți primi bani, veți fi consolați, totuși nu trebuie să fiți neglijenți, să nu riscați, să faceți lucruri riscante, nu știu, la anturaj, la discuții, la orice. Încercați să fiți mai prudenți în ceea ce faceți, păstrați-vă optimismul, gândiți optimist, pentru că veți avea consolări, veți primi niște bani, niște vești bune, vă caută cineva, vă revedeți cu cineva, veștile care voi le așteptați sau banii care îi așteptați, vă vin. Da? Deci nu mai gândiți negativ, nu mai fiți neliniștiți. În casă și în casă vă vin vești. Vă vin vești că cineva vă iubește, vă vin vești că vă vine cineva în casă, vă caută persoana iubită, apar noutăți. Apar noutăți cu toate că voi poate vă doriți să fiți mai mult răsfățată, iubită sau chiar vă veți îndrăgosti. Veți avea ceva în casă sau veți munci cu toată dragostea ceva. Da? Aici împăreți într-o stare de îndrăgosteală, dar îmi pare și o veste care vine printr-un bărbat de la drum. Sau apar vești să plecați undeva la un drum, cu casa la drum, poate și acest lucru. În afara casei, atenție, în afara casei, că aici pot apărea niște dificultăți, pot apărea niște intrigi, niște flirturi, așa, care să vă aducă o despărțire, să vă aducă, orică aflați de vreo problemă, aflați de cineva care trece printr-o despărțire din cauza unei trădări, înșelătorii, sau atenție să nu fiți păcăliți pe drumurile voastre, în afara casei, pot apărea și niște neplăceri, poate că nu mai puteți pleca la niște drumuri, poate și acest lucru, poate apărea o pierdere, o singurătate sau niște regrete de ceva, da? Din cauza unor flirturi sau din cauza unor persoane neserioase. Cine vă iubește, vă iubește. Aveți un succes, o reușită. Deci veți primi declarații de dragoste, e foarte clar. Declarații de dragoste, fidelitate, succes, faceți cucerire amoroasă, veți vă elibera de niște griji, că aflați că vă iubește persoana iubită sau vă cereți în căsătorie sau vă face niște daruri, faceți o vizită, plecați undeva cu această persoană, orică vine la voi. Deci apare un succes în dragoste de la cine vă iubește. Apare aici un succes. Și surprizele tot dragostea. Deci, voi aici ori rămâneți însărcinate, ori vă căsătoriți, vă îndrăgostiți, veți avea mai multă intimitate, consolare, sinceritate, iubire. Da? Deci, dragostea plutește la voi în aer și bani și dragoste. Deci, această săptămână este o săptămână foarte reușită. În afara casei, într-adevăr, să fiți prudenți că de aici pot apărea niște vești neplăcute, pierderi, singurătate, vești proaste. Dificultatea de a alege, trădări, înșelătorii și mai poate și pe lângă casă ceva care aici, deci nu riscați, păstrați-vă secretele, nu știu, păstrați-vă, țineți-vă, protejați-vă bunurile așa, pentru că par niște imprudențe aici care pot aduce niște neplăceri, ca și această dușmănie care pare pe lângă casă sau în casă, sau poate are legătură cu serviciu, cu ideile voastre, cu opiniile voastre, da? Pentru că văd că și aici, în afara casei, e o persoană așa puțin mai, care le place să se distreze, care le place să facă lucrurile într-un fel care să vă creeze neplăceri, greutăți, da? Deci încercați să fiți mai prudenți. Și am să vă spun și numerele voastre norocoase. Sunt 71, 19, 72, 33, 23, 87, 87, 31, 49, 30, 57, 11, 50, 15, 76, 34, 66, 32, 84, 45, 47, 1,
62, 22, 20, 78, 54, 23, 58, 2, 64, 9, 49, 36, 83, 42, 52, 6, 7, 43, 88 și 37. Așadar aveți aceste numere care vă pot aduce noroc dacă doriți să jucați la loto sau în general așa la ce doriți voi, aceste numere par pentru voi norocoase în această etalare pentru săptămâna 40 ianuarie 2021. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele și că următoarele zile, săptămâna care urmează, va fi excelentă pentru toată lumea cu multe câștiguri, pentru că așa cum am văzut și în în predicțiile care le-am făcut pentru tarot, așa cum ați văzut, ele sunt, pare, energiile în această săptămână, în cel puțin următoarele zile, par destul de pozitive, cu multe lucruri frumoase, schimbări pozitive, așadar încercați să trăiți din plin această energie, să o folosiți cât mai bine în avantajul vostru pentru a vă putea consolida, să zic așa, poziția în relațiile care le aveți, în familie, pentru sănătate, pentru orice, ca să nu vă destabilizeze alte energii care pot interveni de-a lungul timpului ulterior. Acestea fiind spuse, așadar, eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, să vizionați canalul meu de YouTube, să vizionați aceste predicții. Dacă vă sunt pe plac, vă invit să-mi lăsați și mesaje, să-mi spuneți ce credeți despre aceste predicții. Și vă doresc în continuare o seară plăcută, o săptămână excelentă din toate punctele de vedere și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!